Salutare, dragilor, și bine ați venit la un nou videoclip de Euro Truck Simulator 2. Bineînțeles că v-am scutit de tot drumul acela. Am luat pur și simplu cisterna și am venit aici direct unde trebuia să o livrez. Mai am de parcat, o să o parcăm împreună. Însă ce vreau să spun este că pe drum am mai acostat pe aici pe acolo, am mai luat o amendă pe aici pe acolo și am ajuns la niște datorii de 6.383. Da, trist. Știu că este trist. O să intrăm în datorii și următoarea cursă va trebui să scap de datorii. Așa că nu mai stăm mult și va trebui să mergem să livrăm marfa. Problema este în felul următor că am avariat tirul undeva la 23%. Da, am învățat și eu ce înseamnă să avariez tirul. Pe pielea mea. Acum va trebui să plătesc. Deci vă dați seama, acum va trebui să plătesc reparațiile, care sincer îmi e tare frică să văd cât costă. Mi-e frică să văd cât costă reparația. Asta mai trebuie să le îndrept puțin. Așa, hai să vedem. Dăm cu spatele încetişor. Exact ce vă spuneam. Exact ce vă spuneam. Suntem undeva la 23% și ăsta e cam defect. Va trebui să mergem să ne reparăm. O să ne uităm pe hartă să vedem dacă găsim pe aici să ne reparăm. Asta nu se duce bine, trebuie să-i mai dau eu așa. Bun. Hai că-l parchez relativ bine. Bun. Asta a fost. L-am parcat cu capul pe geam, se coboară, am completat misiunea și luăm un total de 11.632 de euro, Doamne ajută, să vedem cât o să coste reparația. Dacă tot suntem aici în meniu, hai să vedem. Eu nu mă uit. Cât este? Spuneți-mi noi, Doamne. Spuneți-mi voi, scrieți în comentarii acolo cât costă reparația, să văd și eu după aia. Eu nu mă uit. De unde dau? Unde dau ca să mă uit? Glumesc. 15.300 cu... Doamne, mai trebuie să fac o cursă ca să fiu pe plus. Am învățat o lecție valoroasă. Am învățat o lecție valoroasă. Hai să ne uităm pe harta lumii. Stai că am și pus punct de setare. Și acum hai să vedem dacă găsim vreun service pe aici. Vedeți vreun service pe aici? Eu nu-l văd. În toată Bulgaria asta... Nu văd un service? Bă, în Craiova trebuie să fie, nu? Uite-l aici! Gata! Asta este, dragilor, mergem la service. Mergem la service, ne facem mașina și... O să vedem ce se întâmplă după aia. Trebuie să ne luăm ceva, cum să zic eu, o cursă destul de bună, în așa fel încât să scăpăm de datorii. O să merg foarte încet, sunt propus cu 5.249 de euro și vă promit că eu nu o să mai fac absolut
nicio altă. Deci mi-a înghețat inima, am crezut că dă asta în mine. Așa că ne vedem direct acolo ca să vă scap de acest drum și să ne reparăm și după aceea să vedem ce curs să luăm. Cred că luăm direct din Craiova. Da. Am ajuns în Craiova, am ajuns la serviciu. Sunt foarte supărat, dezamăgit. Pentru că v-am promis că nu mai au amendă. Și tocmai aici în Craiova mi-am luat 560 de euro. Băi, mi s-a rupt sufletul. Mai avem doar 4700 de euro. Și sunt super, super supărat. Deci chiar sunt supărat. Deci sunt... O să intrăm acum pe minus cu 10.000 de dolari. Dar avem un camion preparat. Nou-nouț. Nu mai are absolut nicio problemă. Arată bestial. Și văd că putem să și dormim. Lucru pe care o să-l și facem. Da. Vă mai arăt și din poziția asta cum arată. Pentru că mi se pare super mișto camionul și parcă mă bucur să-l văd și din alte unghiuri, nu numai de la volan. Nu știu. Apropo de asta, chiar sunt curios, voi ce părere aveți? Să-l las. Ce părere aveți? Cum vă place să vizualizați acest... Ia uite bă, na. Au fost achitate ratele de credit și toate le... Mamă, 13.000 mâncați așa. Voi ce părere aveți? Cum vreți să vedeți? Numai de la volan? Vreți să vedeți și din unghiuri? Cum vă place? Cum credeți voi că este mai frumos? Chiar mi-ar plăcea să știu feedback-ul vostru. Scrieți-vă în comentarii care este părerea voastră despre acest lucru. Că eu oricum le citesc pe toate. În primul rând, vă mulțumesc pentru toate like-urile și keep it up cu like-urile pentru că m-a motivat să fac în continuare Eurotrack și chiar începe să-mi placă din ce în ce mai mult, mai ales când știu că sunt susținut de voi. Bun, stai că nu știu unde am plecat, să colindăm. Dom, să înălțăm după misiuni pe hartă, dom, să înălțăm. Realizați contracte de livrări tip World of Trucks utilizând propriul nostru echipament. Un raport al acestui livrări este postat pe propriul nostru de World of Trucks. Ce? Ce asta? World of Trucks. Nu e conectat. Nu știu ce asta. Dar probabil unul dintre voi o să-mi spună. Ceea ce vă mulțumesc deja pentru acest lucru. Bun. Trebuie să intrăm pe plus. Dacă luăm una de 15.000 și suntem cu minți. Uite cât e de mers la ea, ești nebun. Bă, ceva în România n-avem. Galați București. Și cred că pot să mă teleportez, dar dacă... Se pare că îmi ia ceva ca să mă duc la garaj. Îmi ia bani. Din Craiova, na mă, ia stai mă. Bă, ești nebun. Cum dau mă să iau din oraș? Stai așa puțin. Ba da, mă, dau click pe oraș, mă. Bă, da, și eu. Bun. Craiova cu Târgu Mureș este cel care mai îmi dă. Bă, da, îmi dau ăștia, uite. Craiova București. Fiți atent aici. Craiova București se face super repede. Luăm 4.000 și după aia luăm una de 10.000 și ne achităm de datorii. De 15.000, una mai lungă. Și cred că cu așa, cred că putem să scăpăm. Pentru că, ia, asta e 4.700. Nu, cam asta este, cea mai bună variantă. Să mergem la București, să luăm și bani că mergem la București. Și, bineînțeles, bun.
De unde trebuie să ridicăm ăsta? E, acum e acum. Trebuie să mergem foarte frumos. Trebuie să avem grijă să nu ne mai luăm amendă, să nu mai depășim limita de viteză, să stăm și noi cu minți. Du-te mă, iau din Balș. Cât de frumos. Mamă, deja am ajuns în Balș. That was quick. E mișto că cisterna sau na, ce e asta, remorca o luăm de aici din Balș. Și asta înseamnă că este în drum spre București. Deci nu ne-am întors, n-am făcut nimic în plus, ceea ce este bine că grăbește lucrurile dacă noi o luăm de aici din Balș. De ce mai băgăm și o benzină de aici? Dar să știți că nu arată la fel benzineria. Ok. De la IOB, aparent, luăm remorca. Așa se numește. N-am intrat niciodată în realitate pe aici. A, ba da, am intrat odată. Am făcut cu clasa banchetul la o hală de asta. Sau a fost un majorat? Nu mă, ce banchet? Banchetul l-am făcut la Saru, la restaurant. Vorbesc și o prostie. Am făcut una, a fost ceva, nu mai țin minte. Ori în clasa 8, dar a fost oricum o petrecere, ceva de genul. Contracte externe, există așa ceva? Nu aici. Eram curios, dar ce fac mai ieșit de tot din meniu? Bun, hai să vedem. Ăsta este singurul pe care oțel impecabil. Ia o să mă cum se numește. Hai, pe ăsta îl vreau. Unde este cisterna? Să luăm de aici. Îndreptați-vă către steagul verde de pe hartă. Ia o zis, mă. Hai să facem ce zice nenea asta. Uite, un lucrător acolo. Salut, nenea, ce faci? Pot să iau așa? Da, pot. Ha, luat-o, perfect. Perfect. Și acum mergem să livrăm marfa la București. Mergem frumos, liniștiți, respectăm. Vreau să vedeți de la mine un om care probabil a mai jucat Euro Truck o singură dată când era mai mic, să-l încerce să vadă despre ce este vorba. Și doar atât. Și bineînțeles, descoper Euro Truck-ul cu ajutorul vostru și învăț din greșeli. Asta este important, nu mă feresc să fac greșeli. Nu mă feresc, domnule, să fac greșeli. Învăț din greșeli și asta este cel mai important lucru pe care toată lumea ar trebui să-l facă. Da. Dacă nu greșești, nu evoluezi. Stai așa că am luat o curbă de toată frumusețea. Asta e și ideea, dragilor. Am și vloguri, cred, cum am apucat de programare. Vă recomand acel vlog. Deci dacă vreți să vedeți vlogurile mele, car vlogurile mele, care se numeau, sunt o serie de car vloguri și se numeau spre serviciu, pentru că mă filmam în timp ce mă duceam la serviciu. Și am cu doi colegi, cu un coleg și o colegă, am discutat diferite subiecte și puteți afla lucruri interesante de acolo. Iar asta a fost o paranteză ca să înțelegeți contextul. Iar vlogul despre care vorbeam, cred că se numește vlogul în care cum am devenit noi programatori sau cum ne-am apucat noi de YouTube. Cred că ambele oricum ating punctul acesta de tot timpul trebuie să îți faci ce-ți place, înțelegi? Și
ați văzut și voi, pentru cei care au văzut și îl urmăresc și pe Andy Popescu, care pentru cei care nu știu este un YouTuber, care de curând a scos niște videoclipuri ce vorbea despre afaceri. Și ghici ce a zis el despre cum să-ți începi o afacere. A zis să începi o afacere pe un domeniu pe care ție îți place. Trebuie să-ți placă foarte mult ceea ce faci. Pentru că ăsta este secretul în succes, da. Dacă tu vei greși și îți place în continuare ceea ce faci, vei merge înainte. Lucru ce te va ajuta foarte mult. Ia uite-mă ce bine că mergem, merg cu viteza legală, domn polițist. Lucru care te va ajuta să mergi mai departe. Deci ăsta este cel mai important lucru. Dacă vă place ceva și ați dat greș, nu vă dați bătuți. Chiar uite, este relaxant să mergi cu tirul și să abordăm diferite subiecte. Și dacă vreți să abordăm, nu știu, anumite subiecte, puteți să le propuneți în comentarii. Dacă este ceva pe care nu-l stăpânesc sau văd că foarte mult cer un subiect, ca să zic așa, pe care eu nu-l știu. Wow, ce frână am pus repede, că era de 5-10 aici. Bineînțeles, o să mă documentez, să văd despre ce e vorba și o să-l vorbesc împreună cu voi. Tare aș vrea să îmi scrieți în comentarii ce subiecte vreți voi, ce tematici vreți să vorbim pe aceste gameplay-uri de Euro Truck. Le îmbinăm, facem și un gameplay de Euro Truck, ne relaxăm, vorbim. Eu cred că asta va fi un timp destul de relaxant pentru toți. De asemenea, știu că unii dintre voi efectiv aveți această meserie și cred că vă va ajuta, nu că vă va ajuta, v-ar conveni de fapt mai mult să și abordăm niște tematici pe care puteți să le ascultați fără să fiți atenți la gameplay. Sunt anumite părți ale gameplay-ului pe care probabil știți și totodată pe care poate nu le puteți surprinde fiind atenți la trafic. Bineînțeles, nici nu vă sfătuiesc vreodată să vă uitați la ceva în timp ce conduceți. Chiar vă rog să nu faceți asta. Nu sunt ipocrit, vă dați seama că și eu am mai tras cu ochiul la telefon. Dar cel mai important lucru este când conduceți, vă rog, axați-vă pe acest lucru. Acum nu vă spunem doar pentru cei care au această meserie, pentru că ei știu, cred că mai bine ca mine lucrul ăsta. Vorbeam și pentru cei care și-au luat permisul de curând, am venit, și să nu folosească telefonul la volan. Bineînțeles că e și o amendă destul de usturătoare în ultima perioadă, știu că de anul trecut s-a reglementat chestia asta. Și așa cum spuneam, v-ar ajuta mai mult să abordăm și tematic, și o tematică anume, așa că vă aștept în comentarii, mai ales cei care aveți serviciu ce necesită atenție la volan, că uite așa puteți să lăsați deoparte, să-l dați pe difuzor, zici de parcă vorbesc la telefon, să dați telefonul la mai tare. Na, bine, acum și eu când la cum vorbesc câteodată, dar aici, uite, nu tot timpul zbier, nu știu cât de tare mă aud, dar este mai relaxant să stai cu telefonul și să mă asculți vorbind diferite lucruri. Bineînțeles că poți să reții anumite remărci ale mele și să vii să completezi apoi când ești într-o parcare. Bă, uite, te-am auzit că ai spus asta, de fapt eu cred că e așa sau nu e adevărat, am citit altceva și chestii de genul ăsta, chestii constructive. Și mi-ar plăcea să încercăm să vorbim lucruri cât mai constructive, pentru că în felul ăsta toată lumea învață de la toată lumea. Mai sunt și copiii care vin și se uită la acest joc pentru că le place jocul. Mai sunt și oameni din alt domeniu la fel. Și bineînțeles că dacă vorbim lucruri
mai diversificate, putem să ne mai documentăm și noi din alte domenii. Uite, cât de repede am ajuns pe autostradă. Frumos, semnalizăm, schimbăm banda. Am ajuns destul de repede pe autostradă, pe care am rămas o semnalizare aprinsă. Unul dintre lucrurile pe care tot, uite, vreau să-l abordez în momentul ăsta este interiorul acestui... Wow, cred că nu mergeam foarte bine. Interiorul acestui tir. Mercedes-ul. Băi, exteriorul îmi place foarte mult. Deci, exteriorul este foarte frumos. Îmi place cum arată. Am avut norocul să ai așa că eu nu prea merg drept când mă uit la el. Am avut norocul să iau, să am bani, să iau unul mișto de tot. Chiar îmi place cum arată. Și nu sunt nemulțumit de el, dar parcă în interior, sincer să fiu, e mai frumos cele de la Scania. Normal. Cele de la Scania aia sunt... Așa. Avem o pobemuță. Cele de la Scania. Mai țineți minte în... nu în episodul trecut, cred că în acum două episoade am văzut acel volan din piele cusut și l-am tot lăudat și avea și o navigație la fel de mare ca și asta și navigația aia semăna foarte mult cu navigația de la Passat, superb, cu butoanele, cu display-ul așa frumos cum e și ăsta și cu butoane în, pe lături. Și cu cele două rotițe pentru volum și navigare pe acea... Cred că și pe Octavia am avut aceeași navigație, dacă stau să mă gândesc, Octavia 2. Dar totuși, nici asta nu e urât. Adică navigația e mișto, îmi place. Dai că trebuie să schimbăm partea, ne asigurăm, nu vine nimeni. Ok. Să frânăm, să nu luăm cu... nu știu câți kilometri la oră, că după aia ne izbim de parapet și am învățat că cel mai valoros lucru aici... Eu, stai că am dat de două ori. Cel mai valoros lucru aici este să ai grijă să nu-ți bușești mașina. Pentru că mai sunt și alte costuri, cum ar fi benzina în curând pe care va trebui să o achit. Și o să mă usture puțin, probabil, nu știu. Deja sunt jumătate de rezervor. Bine, deja am fost până în Bulgaria, m-am întors înapoi în București. Din București probabil o să luăm altă cursă și o să ne ajungă benzina în continuare. Cu dormitul văd că suntem destul de ok. Am putea înainte să plecăm în cursă să dormim, de altfel, ca să fim mai eficienți. Pentru că în cursă sigur o să conduce câteva ore. Ăla de-abia intră, deci pot să mă bag. Ăsta nu vine nimeni, asta a fost. Salutare, colegul, cum e? Poliție pe acolo, tu veniți din stânga. A, poliție e spatele tău, colegul. Nu mai contează. Da. Și după cum ziceam, îmi place foarte mult volanul respectiv. Deci interiorul de la Scania e bestial. Mai am un prieten, Suzuki, nu știu cât de voi, cât de mult îl știți. Este și moderator, din nou, mai nou pe canal. Este mai nou și e din nou. Și el are undeva la 300 și ceva de milioane de euro. Om bogat, domne, om bogat. L-am întrebat dacă are, dacă poate să dea, păcat nu. Păcat că nu poate. Și mi-a arătat interioarele de la foarte multe, de la, de fapt, de la cam toate mărcile de camioane, toate firmele. Și sincer, în continuare, Scania S, nu știu care, probabil tip sport, este cel pe care eu l-am văzut și mi-a plăcut foarte mult. Deci,
Următorul autobuz, doamne, următorul tir este Scania. După ce facem, dacă mai facem câțiva bani, undeva la 100 de mii de euro, mă gândesc. Când facem 100 de mii de euro, o să încerc să-mi iau un șofer și o să-i dau acest tir lui și o să-l iau eu Scania S-ul ăla, bineînțeles. Am uitat să spun că după ce achităm acest camion, deci practic trebuie să facem undeva la 200 și ceva de mii de euro, după ce achităm acest camion o să încerc să îmi iau acel Scania S. Îmi place foarte mult. E un fel, ca să pot să zic așa, bă, și cu limitarea asta de viteză, mă, că mă sperii. Dacă mă prinde unul acum, 30 era, ia uite. Cum să zic așa, este tirul visurilor mele, cum s-ar spune în acel joc, acel Scania S. Deci, clar, o să coste undeva la 300 și ceva de mii de euro, mi se pare. N-ar fi prea rău, că din bancă o să luăm 200 și ceva, dar mă gândesc că dacă îmi iau... dacă îmi cumpăr garajul și chestii... Da, asta e clar. Stau acum și mă gândesc în timp ce vorbeam și vă explicam. Cred că prioritatea numărul 1 este să achit, bineînțeles, tirul pe care l-am luat și de asemenea să îmi fac garajul. Pentru că e foarte important să generăm în continuare venit pasiv. Da? Pentru că altfel o să ne fie foarte greu doar din curse să luăm bani. Bineînțeles că probabil o să mai eu vreau să mai bag niște puncte în condus. Stai. Acum am văzut că trebuie să o luăm pe aici. Foarte frumos. Acolo ce este? De acolo putem să luăm misiune. Ce tare. Luăm misiune fix de lângă noi. Am putea să mergem și cu tractorul. Ce-ți face farming-ul din nou. Am putea să mergem și cu tirul până acolo. Alo, îmi deschide și mie, mersi, sunteți de treabă. Apropo, am uitat să vă spun, în timp ce mergeam spre Craiova, am primit 50 de puncte pentru 100 de kilometri parcurși. Mișto. Mamă, dar de câte ori am făcut această parcare? Hai să o mai facem, că tot am făcut-o de la volan. Hai să o mai facem și din alt unghi. Mai facem și din alt unghi, să mai admirăm și noi frumos tirul, că de-aia am dat atâția bani pe el și m-am împrumutat în bancă. A fost cum, frate? Și a fost... Dă-i seama pentru începător, dar n-ai mă ce să faci. N-ai ce să faci. Uite, sunt tare curios dacă există dintre voi oameni care au făcut fix ce am făcut eu. În realitate mă refer, că sunt sigur că cred că sunt oameni care au făcut asta. Am auzit eu câțiva care s-au împrumutat în bancă și și-au luat tirul lor. Și după aia, bineînțeles, s-au făcut profit. Eu cred că dacă merg așa... A, nu pot eu să redosez atât de mult. Așa. E foarte greu să o bagi aici. De-a tot și sed. Perfect, am oprit. E destul de greu să o bag acolo, că... Uite, ia. Trebuie să îndrept puțin. Bă, parcă l-am băgat mai repede de la volan, mă, băie, serios acum. Eu care credeam, a, mă, că schimbăm unghiul, băgăm și mai repede, e mai frumos, așa. Și uite, când colo mă chinui să bag ăsta. Nu-l bag bine.
Lasă așa că măcar îl puse bine acolo. Dacă el zice că e bine, îi tăcem din gură și luăm acei 4.000 de euro, 4.481. Ne-am mai luat, am trecut la nivelul 5, ne-am mai luat încă 291 de euro, ceea ce ne aduce un venit de 4.772. Foarte bine, deci ne-au ajutat acele 50 de puncte. Nu știu, cred că 50 de puncte au fost aici, la nivel. De acum înainte poți achiziționa remorci și să le îmbunătățești sau să le vopsești ca să te potrivească cu camionul tău. Ah, ok, deci de la începător m-am dus la entuziast, ce îmi permite să achiziționez. Bonuri de valoare, 100% crește recompensa. 10% recompensă, crește 100% pentru viitor cu valoare mare. Bă, ia asta e să dăm aici. Uite, aș vrea să-i dăm aici. Suzuki mi-a zis același lucru. Nu să râs pe el, da? Dacă cumva credeți altceva. Dar sunt curios dacă bag acolo, dacă o să iau, uite, achiziționare remorci, dacă o să iau niște sume mai mari. 33.000 de euro. Să știți că chiar o să fac asta. Chiar o să fac asta. Asta este următorul pas. Cel mai apropiat pas. Da, următorul pas, cum ne-am refăcut banii, ne-am luat cu banii jos o remorcă de 33.700. Sau până facem noi banii, s-ar putea să avem de 30.000. Podea de lemn. Configurații din flota mea, ofertă stoc. Bun. Da, o să trească să văd, să deschidem mai multe, dar bineînțeles eu mă gândesc acum că totuși ne-ar ajuta să luăm oricât de ieftin ar fi, o să primim probabil mai mulți bani. Momentan avem minus 8.000 de dolari la buget. Și în timp ce noi o să facem următoarea cursă, o să mai vină minus 2.800, deci minus 3.000, deci practic o să trebuiască să am vreo 12-13.000 misiunea. Ce zice în mail? Hai zi o faptă bună. Cont depășit. Faptă bună, a zis. Oferte, ia să vedem ce oferte avem noi. Câștigă bani. Avem una de 16.000. Pe cuvântul tău că e din Craiova? A, trebuie să mă duc la... Mamă. Da, mă, dar cheltui foarte mult. Deci dacă dau după preț... Ăsta are cel mai bun preț per kilometru. Durează vreo 8 ore. Însă problema mea este că... Nu am uitat așa. Însă problema mea este că... Uite, piață mărfuri aici când o să avem... Cel mai probabil când o să avem... și noi remorcă. Deci probabil în episodul următor sau până în episodul următor o să merg eu frumos ca să nu vă plictisesc să ne mai facem puțin bani. Sau o să începem direct din Bulgaria... Ca să mergem direct de acolo să nu vă plictisești cu drumul până în Bulgaria. Cred că asta o să fac pentru episodul următor. Mergem în Bulgaria. Acestea fiind spuse, deci probabil o să ajung la un minus 12.000. Ba nu, o să ajung la un minus 12 spre 13.000 și o să iau 16. Deci clar o să fiu pe plus. Și după aia o să mai vină încă o dată 3.000. Și o să rămân undeva pe 0. În timp ce eu fac următoarea cursă de încă vreo 15-16.000, mă gândesc. Și o să fim în sfârșit pe plus cu 10.000 undeva acolo. Da. Este greu. Este greu greșelile să plătesc, dar cel mai important este că înveți. Și știm ce să facem ca să ne fie mai bine. Până data viitoare, eu v-am salutat. Vă mulțumesc tare mult. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Dacă vreți să vedeți mai multe, bineînțeles, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și clopoțelul ca să fiți notificați. Mă rog la Dumnezeu să fiți notificați de YouTube. Dacă vreți să fiți notificați 100%, atunci aveți și posibilitatea, în caz că folosiți Discord, să vă înscrieți pe comunitatea mea. Linkul este în descriere. Și acolo puteți să dați mute la toate celelalte canale, să lăsați doar poster strikerul unmute și veți fi notificat 100% acolo de fiecare dată când intru live sau postez ceva.
Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până la final, sunteți super drăguți și pentru sfaturi și pentru toate ajutoarele. Bineînțeles, vă aștept în comentarii cu tematici și, nu știu, părerile voastre. Ne vedem data viitoare. V-am salutat. Ciao, les!